Pe piața de servicii medicale private din Constanța a intrat un nou furnizor. Dornică să aflu care sunt serviciile pe care le oferă, am avut bucuria să port o discuție interesantă cu unul dintre investitori, pasionat nu doar de domeniul medical, ci și de televiziune. De aici și concluzia că oamenii cu viziune pot face oricând o astfel de fuziune. Vă mulțumesc așadar pentru prezență, pentru faptul că ați acceptat invitația și mă bucur să pot discuta astăzi despre o nouă clinică care s-a deschis la Constanța. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație, că ne dați oportunitatea să prezentăm constanțenilor sau dobrogenilor proiectul nostru deja, pe care acum îl dezvoltăm. Spun dezvoltăm, deși am început de săptămâna trecută să lucrăm, am făcut lansarea, pentru că urmează multe alte lucruri pe care le vom dezvălui în timp. Care sunt noutățile pe care le aduceți, așa, ca primă întrebare, pentru că în cele 30 minute pe care le avem la dispoziție o să vorbim destule astăzi? Ca o primă întrebare sau ca un prim răspuns, pot să spun că partea de imagistică vine cu promptitudine, atât în ceea ce privește programarea, accesul la o programare, cât și rezultatul pe care și-l doresc pacienții. Noi am anunțat că rezultatele vor fi gata în 2-3 zile, însă din experiența pe care o avem, știm că aceste 2-3 zile sunt spuse doar pentru a avea o marjă de timp, pentru că de cele mai multe ori sunt gata a doua zi, iar pacientul le primește direct. Aparatul RMN pe care îl avem în dotare este un aparat Siemens 1,5 Tesla. Am optat pentru acest câmp magnetic, să zic, de 1,5 Tesla, pentru a deservi o gamă cât mai largă de servicii. Pentru că este și o discuție destul de mare și pacienții citesc, aud, A3 Tesla, e mai bun, e mai performant, e discutabil aici că e mai bun, e mai performant, depinde ceea ce dorești să faci, care dorești să fie costul unei examinări, care dorești să fie costul din spate al prețului, și aici mă refer service și multe alte lucruri care constituie într-un final prețul. Aparatul poate efectua orice tip de examinare. Ne bucurăm că avem alături de noi de peste un an jumătate în echipă pe doamna dr. Smărândița la Clău din București, care interpretează partea de cord. Este o examinare care, din câte știu, în Constanța nu se prea efectuează sau au fost tentative să se efectueze. Noi vrem să facem din asta o obișnuință, astfel încât pacienții care au nevoie de investigație aprofundată a cordului să o poată face aici și în momentul în care decid să se ducă în alte părți, să fie recunoscute rezultatele și imaginile și tot. Pentru că și aici este o problemă, ajungi într-un alt centru medical și ți se spune, păi nu e bine ce s-a făcut sau rezultatul nu e bun. Și atunci am căutat să aducem în echipă oameni care sunt în țară, care sunt unici, să zicem, pe partea lor de diagnostic. Și doamna doctor este una dintre acele persoane. De asemenea, computerul tomograf pe care îl vom aduce în toamnă este un aparat Siemens de 128 de slice-uri. Ceea ce înseamnă că timpul pe care de rotație al aparatului este foarte rapid. Asta ne ajută să facem la fel orice tip de examinare, angiografie coronariană sau, nu știu, reconstrucții, ne ajută să scăpăm, sau dacă nu putem să facem o colonoscopie clasică, să putem face o colonoscopie virtuală. Astea sunt doar două dintre lucrurile pe care, da, pacienții poate le cunosc așa din auzite. Cel mai bine este să se informeze. Avem și un site unde tot timpul va fi upgradat. Pot să sune în recepție și să întrebe de examinări, pentru că colegii vor putea da aceste informații. Dr. Med este prezent pe piața medicală de mulți ani. Nu Dr. Med, cât și grupul de firme care este și în spatele clinicii Dr. Med. Da, suntem de 15 ani, facem acest lucru în țară, în România. Dacă stăm să ne uităm un pic mai în spate, mai avem legături cu alți 15 ani din domeniu, în afara țării, pentru că în spatele nostru sau ca și grup de firme, se spune că există o experiență în imagistica medicală de 30 de ani. De ce orientarea spre Constanța? Mulți dintre prietenii mei îmi spun că am tras înspre Constanța datorită mării și datorită faptului că ne doream să fim mai aproape de mare.
Nu este asta motivul, bineînțeles. Am văzut o oportunitate. Avem foarte multe solicitări din partea constanțenilor în celelalte centre din țară pe care le avem, în special în centrul țării. Și atunci, văzând adresabilitatea, am spus, haide să mergem noi acolo, să nu mai bate 2, 3, 400 de kilometri pentru o investigație RMN sau CT sau de natură medicală. Ce credeți că vrea un pacient să găsească atunci când intră într-o clinică medicală? În primul rând, respect. În al doilea rând, corectitudine a diagnosticului și a prețului pentru serviciu medical. Apoi, empatie. Lista este lungă, dacă este să o enumerăm, și cred că de la personalul care se ocupă de curățenie, la recepție, la asistenți, la medici, toți contribuie în satisfacția pacientului. Cândva era acea vorbă, dacă vrei un medic bun, te urci în tren și te duci. Uite, noi încercăm să desfințăm această vorbă, încercăm să aducem medicii aici în Constanța. Mie nu-mi place să vorbesc despre medici buni sau mai puțin buni. Toți au terminat o facultate, toți s-au pregătit. Cred că este vorba despre experiență, despre mediul în care activează, pentru că degeaba ești un medic considerat foarte bun dacă nu știi să colaborezi. Pentru că pentru a obține un diagnostic corect nu este de ajuns să ai un medic radiolog foarte bun sau de un aparat foarte bun, trebuie să fie o întreagă echipă. De la medicul trimițător, da? De la medicul curant, la medicul radiolog și de ce nu în echipa aceasta trebuie să fie și pacientul. Și cred că este cel mai important să fie pacientul și noi asta punem pe primul loc. Facem inclusiv discuții între medicul trimițător, pacient și medicul care elaborează un rezultat de imagistică, pentru că pe drum tot timpul se pierde câte ceva. Este foarte important istoricul medical al pacientului, pentru că noi tot timpul am încercat să le explicăm pacienților, atunci când cerem, solicităm investigații vechi, rezultate vechi, nu le solicităm pentru a copia rezultatele, nu le solicităm pentru a ne uita ce au zis ceilalți sau să îi denigrăm pe ceilalți, nu este cazul de așa ceva, este pur și simplu pentru a vedea evoluția bolii, de a putea face comparație, stadializare pe boala respectivă în funcție de diagnostic, bineînțeles. Afirmația aceea cu trenul este un stereotip pe care românii îl au, exact, și nu degeaba v-am întrebat, tocmai pentru că ar trebui să-l deturnăm. Să știți că nu este doar aici, în Constanța. Lucrul acesta îl auzi peste tot în țară, chiar dacă ești într-un oraș medical sau cu renume medical mare din țară, tot timpul vei auzi că, nu știu, trebuie să merg din Cluj la București sau din București la Cluj sau tot felul de discuții. Sau de ce nu, și se poartă în ultima vreme, să pleci în afară. Nu știu, Viena, Turcia, mai nou, care crește din punctul acesta al turismului medical și, într-adevăr, am vizitat spitale, clinice, prea puțin spus, acolo. Au dotări, au personal, investesc, dar cred că și la noi în țară se poate face performanță. Adică sunt convins de acest lucru. Cât de ușor este să formezi o echipă într-un astfel de context? E greu de spus. Uite, la această întrebare mi-am răspuns eu în urmă cu 2-3 ani. Am făcut la finalul unui an, înainte de pandemie, o petrecere cu colegii din toate centrele noastre și mă gândeam care este răspunsul la întrebările care este rețeta succesului sau de ce am crescut atât de mult, de ce suntem atât de mulți. E greu să formezi o echipă, e mai ușor să o formezi decât să o menții, aș putea spune. Echipa e ușor, pentru că atunci când vii într-un oraș nou, toată lumea vrea să lucreze pe aparatură nouă, vrea să facă parte dintr-o altă echipă, atragi oameni. Dar e greu să-i menții și dacă mă întrebați care este rețeta de a menține echipa,
nu știu, ar fi foarte greu să să răspund la această întrebare. N-am întreb asta tocmai pentru a nu vinde ponturi altora. Cred că ține foarte mult de personalitate și de fiecare individ în parte și de relația pe care o creezi cu colegii de muncă, atât medici, asistenții, pentru că pentru noi la fel de important este și medicul, și asistentul, și recepționistul, toată lumea ocupă același loc. Cu siguranță v-ați setat niște standarde. Într-adevăr, standardele cu toții ni le setăm și cred că aspirăm să fie cât mai înalte. Eu personal îmi doresc ca aici la Constanța să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în toate celelalte clinici pe care noi le administrăm. Dacă se va întâmpla acest lucru, am garanția că lucrurile vor fi de bun augur, oamenii, pacienții vor fi mulțumiți, medicii colaboratori de asemenea, și aici vom tinde și vom face tot posibilul să se întâmple. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți care sunt serviciile și chiar să mi le și detaliați pe înțelesul tuturor celor care urmăresc Rețeta Sănătății, care sunt specialitățile și tipurile de servicii pe care le oferiți în clinică. În momentul de față avem 14 specialități medicale. Aș începe cu psihiatrie, psihologie, diabet, endocrinologie, ORL, ortopedie, neurochirurgie, ginecologie, cardiologie, medicină internă, pneumologie, acoperim o gamă variată de specialități medicale. De asemenea, avem partea de imagistică, care acum a debutat cu punerea în funcțiune a unui aparat RMN. Iar în perioada următoare, sperăm cât mai curând posibil, vom pune în funcțiune un computer tomograf și un ERIX. Proiectele sunt deja în derulare, comenzile sunt făcute, așteptăm să ajungă aparatura, apoi să o autorizăm pentru a putea funcționa. Probabil în toamna acestui an va fi funcțională. Astfel ne apropiem să închidem partea de imagistică, spune apropiem pentru că o să mai investim pe partea de mamografie, pe partea de ostedensitometrie, adică lucrurile vor evolua. Este Constanța o provocare pentru dumneavoastră ca investitor? Da, orice nou proiect este o provocare și trebuie să fie o provocare, pentru că, în primul rând, trebuie să te faci cunoscut, trebuie să te faci remarcat. După ce ai obținut aceste lucruri, trebuie să te menții acolo, pentru că tot timpul se investește. Domeniul medical este un domeniu în care, cel puțin în partea privată, s-a investit și se investește continuu. Eu nu fac griji că se investește, foarte bine, concurența creează, să spun, corectitudine în piață și de acest lucru poate să beneficieze doar pacientul. Da? Pentru că atunci când ești suferind, ai nevoie de acces facil și rapid la o examinare, la un medic. Deși, dacă stăm să comparăm cu ceea ce se întâmplă afară, cu alte sisteme la care ne uităm așa de departe, accesul la un medic primar sau un medic specialist nu e chiar tocmai ușor. Noi aici suntem destul de norocoși în România și am de multe ori discuția asta cu pacienți sau cu prieteni. În afară am și cazuri personale în care te duci în urgență, stai nu 2-3 ore, stai 8 ore. Avem în plan, cum spuneam la începutul emisiunii, să aducem și un aparat ERIX. Este la fel un aparat de producție 2022 care ne va ajuta să creăm primul centru de planning de protezare din Dobrogea, adică pacientul împreună cu echipa de medici ortopezi să decidă ce proteză se potrivește și care va fi conduita terapeutică pentru pacient. Toate aceste lucruri nu pot să facă decât să crească domeniul medical de aici din Constanța, să nu se mai bată kilometri pentru a-ți găsi rezolvare la probleme. Ba chiar să devină gazdă pentru cei care vin la Constanța. Da, pentru că e un oraș turistic, vin foarte mulți turiști aici și am observat lucrul acesta ca și în centrul din Brașov. Avem foarte mulți pacienți din București sau din alte zone ale țării, care vin, nu știu, într-un weekend la Brașov și dacă tot am venit la Brașov, e mai facil să-mi fac aici o examinare decât să mă duc în București, unde poate de unde lucrez sau de unde locuiesc, până la clinica la care doresc, fac 2 ore. Este greu să faci parte dintr-o astfel de echipă care se dorește a fi și a rămâne la standarde înalte?
Nu este greu, pentru că fiecare membru își aduce contribuția. Este mai greu să asculți când crești. Este greu să asculți de fiecare în parte, dar pentru asta sunt întâlnirile periodice, pentru asta sunt ședințele pe care le facem des, încât ascultăm de fiecare coleg în parte, de la doamna care ne ajută la curățenie, pe partea ei, ea știe cel mai bine ce trebuie să se facă, până la medici, marketing, că este important și marketingul, și atunci să ai oameni care să te sfătuiască. Eu am făcut televiziune ani de zile, da? Și am făcut marketingul clinic, e o perioadă bună, dar timpul nu mai îmi permite să fiu un pas cu tot ceea ce se întâmplă și atunci apelez la oameni care sunt ancorați în domeniul respectiv, asculți, bineînțeles, ai un avantaj mai mare că știi să triezi un pic mai bine lucrurile, că și aici e o poveste mare, pentru că vin, îți oferă tot felul de lucruri și alegi, dar dacă nu știi ce trebuie să alegi, ajungi să dai bani foarte mulți, poate pe un lucru care costă. Care nu aduce rezultate. Da. Cam asta de pe partea de imagistică a aparaturii. Avem pe partea de policlinică ecografe performante, avem spirometrie, avem aparat de electromiografie, iarăși o investigație care în Constanța lipsește. Din informațiile pe care le am, era o singură doamnă doctor care făcea această examinare, de altfel de care au doar lucruri bune și mi-ar plăcea să o cunosc personal. Însă venim cu doi medici neurologi care fac acest tip de examinare. Chiar una dintre doamnele doctor care lucrează la noi în clinică, am cunoscut-o în clinica noastră din Brașov. Dânsa a venit în urmă cu un an jumătate să învețe de la medicul nostru de acolo. Venea periodic, săptămână de săptămână a bătut acest drum, pentru că făcea cursul de electromiografie și a spus, ok, la curs nu învăț suficient, trebuie să mă perfecționez. Și atunci dânsa a luat legătura cu doamna doctor de la noi din clinică. A discutat, a venit și o bună perioadă de timp, săptămână de săptămână, a fost acolo și am spus de atunci, deschide la Constanța, trebuie să colaborăm. Aceștia sunt medicii care trebuie apreciați, tocmai pentru că exact ce vă spuneam de a doua specialitate, da. Le place să evolueze și își doresc și înțeleg și cât de util este pentru pacient ca medicul să. Da, și noi încercăm să ne trimitem medicii la congrese, să-i ajutăm să ajungă să se specializeze. Este o problemă foarte mare și să cunoaște acest lucru, că vrei să faci, nu știu, competență și trebuie să aștepți luni, ani de zile chiar, iar electromiografia este una dintre acele competențe unde se așteaptă și 7 ani de zile să prinzi un loc la un curs. Da, adevărat. E o mare problemă care nu și-a găsit încă soluție de ani de zile. Vrei să ajungi la un medic specialist, nu ajungi așa ușor, pentru că trebuie să te duci pe la medicul de familie și acesta cam decide în 99% din cazuri cât de repede te trimite mai departe. Și unde? Și unde te trimite. Poate ajungi la un medic specialist, dar nu ajungi la acel medic la care îți dorești. Aici accesul este mult mai rapid. Adică poți să te duci fie în privat, fie la stat. Și în străinătate e posibilitatea asta, dar serviciile medicale costă. Cum educăm pacientul? Aici e o poveste foarte largă. Educația cred că trebuie să înceapă încă din școală, din primele clase, pentru că nu avem cultura aceasta medicală și cred că dacă s-ar putea pune mai mult accent în educație pe partea medicală și să-ți cunoști corpul, să te cunoști pe tine, în primul rând, pentru că de aici vin foarte multe probleme, pentru că sunt foarte mulți pacienți care stau și ajung foarte târziu la medic și nu pentru că nu există posibilitatea să ajungă, fie financiară, fie din alte motive, dar stau cu tot fel și fel de patologii și ajung când de multe ori nu se mai poate face nimic. Ce putem face noi? Noi cei care, noi cu presa, iată, promovăm astfel de proiecte. Asta e un lucru foarte bun, pentru că se promovează, se vorbește. Acum aș spune că accesul este mult mai facil din cauza internetului, unde găsești tot felul de lucruri, dar în același timp este la fel de nociv, pentru că foarte mulți pacienți își caută remediu pe internet.
Găsesc tot felul de recomandări, tot felul de răspunsuri la fel ce fel de întrebări. Deci pun singur diagnostic. Exact. Și caz într-o altă extremă, care nu este bună. Sau de multe ori pun la îndoială sfatul medicului, pentru că au citit ei sau au văzut ei, îmi spun colegii medici, păi știi că vine pacientul și îmi spune, uite, am văzut reclamă la medicamentul ăla, de ce nu mi-l dați pe ăla? Medicul știe mai bine ce se pretează și ce nu se pretează din punctul meu de vedere. Credeți că lipsește ceva pacientului din ziua de astăzi? Altceva în afară de informația corectă? Aici e discutabil, pentru că este după caz și caz. Sunt cazuri în care poate partea financiară contează, deși și sistemul de stat crește și se pune la punct și lucrurile s-au schimbat și acolo. Cred că mai degrabă devine o scuză în momentul în care spui n-am putut, n-am știut, n-am avut acces să ajung la un medic. Cred că ar trebui să se pună mai mult atenție pe medicii de familie din toate punctele de vedere, și acela de a fi mai bine remunerați pentru munca pe care o fac, poate să le scadă puțin numărul de consultații sau de volum de muncă pe care l-au, ca să poată să acorde mai mult timp fiecărui pacient în parte. Asta ar însemna crearea de noi locuri de muncă pentru alți medici de familie, deși este o problemă pentru că sunt zone în țară unde poate nu sunt deloc medici de familie. Sau... Din nou vă pun întrebarea în poziția de investitor. Cum apreciați evoluția unui medic care dorește să-și obțină și o a doua specialitate? De cele mai multe ori asta este benefic, iar dacă timpul îi permite să facă acest lucru, de ce nu? Tot timpul este bine să te informezi mai mult, să înveți mai mult. Sunt foarte multe specialități care merg mână în mână și atunci este clar o oportunitate de a învăța puțin și mai mult decât ai învățat în specialitatea ta, dar trendul, și e un lucru foarte bun, este acela de a te perfecționa într-un anumit lucru. Asta facem și noi, cel puțin în partea de imagistică. Noi avem o echipă de 18 medici radiologi care, într-adevăr, dau de toate, să zicem așa, da? Un medic radiolog interpretează și remene de cap, și remene de genunchi, și remene de abdomen, să zicem. Dar cel mai bine este să se focuseze pe un anumit lucru. Și, într-adevăr, medicii tineri cam asta au început să facă. Nu dau rezultate pentru tot felul de examinări, ci merg pe oncologic, pe neurologic. Și neurologic e atât de vastă paleta, încât e greu să spui, dau doar neurologic. Pentru că și acolo sunt foarte multe lucruri aparte. Și în străinătate, în Franța în special, dacă ne uităm, e medic neurolog care tratează doar scleroza multiplă. Nu vede nimic altceva. Sau e medic neurolog care se ocupă doar de vertij. Nu știu, sunt foarte multe lucruri. La ce să ne așteptăm atunci când intrăm la dumneavoastră în clinică? Cum spuneam la început, respect, empatie, bună dispoziție, pentru că încercăm atât prin mediul ambiental pe care l-am creat acolo să facem pacientul să uite neapărat că este într-o clinică medicală, la rapiditatea cu care îi servim. Încercăm să le răspundem nevoilor și să ne pliem pe fiecare pacient în parte, pentru că nici un pacient nu este asemănător cu celălalt, cu următorul, și nici o patologie, nici o problemă medicală nu seamănă cu cealaltă. Știu că veți colabora și cu medici din țară. Da, dacă îmi dați mai multe detalii, m-aș bucura și eu, dar și cei care ne urmăresc. Cum spuneam, pe partea de imagistică avem 18 medici radiologi cu care colaborăm. Ne bucurăm și suntem mândri că am putut opta de aici din Constanța medici radiologi care sunt alături de noi și au fost din prima zi de când ne-am propus, înainte să găsim spațiu chiar, noi ne-am găsit, să zicem, echipa medicală pe imagistică aici în Constanța, pentru că este important să fie medic în momentul în care se efectuează examinarea, este important să supravegheze tot procesul unei investigații. Și atunci avem medici aici în clinică și medici la distanță care fac telemedicină. Aceștia colaborează între ei prin sistemul informatic pe care îl avem.
Când este nevoie, discută direct, nu doar prin intermediul calculatorului. Și lucrurile sunt toate făcute în folosul pacientului, ca să fie în siguranță în timpul procedurilor și, bineînțeles, să putem obține un rezultat cât mai curat. Cu ce întâmpinați pe pacienți acum? În prima perioadă de la deschiderea clinicii. Bineînțeles. În momentul de față nu avem un contract cu casa de asigurări. Ne dorim să intrăm în relație contractuală cu casa. Acest lucru necesită puțin timp. Sunt convins că deschiderea este și din partea casei de asigurări, ca cu oricare alt furnizor de servicii medicale. Dar până atunci am decis să venim cu promoții care sunt până la 40% din costul examinării. Este un proiect pe termen lung, un proiect la care ține foarte mult și atunci investim în el. Ce capacitate aveți de tratare a pacienților? Da, uite, e o întrebare la care nu m-am gândit, însă din experiența pe care o am în spate știu că facem tot posibilul ca timpul de așteptare să fie cel mai scurt, iar atunci când vom considera că am ajuns la limită, bineînțeles, se vor naște alte proiecte. Sunt convinsă că dacă am mai stat câteva minute de vorba, am mai descoperit și alte noutăți pe care le aduceți. Dacă mă mai invitați, mai fi, cu mare plăcere. Cu mare drag și mie face plăcere să discut. Îmi place când pot să discut cu o persoană care îmi poate răspunde la orice întrebare. Încercăm. Aș adresa-o fără a fi pregătită înainte. Da, nu ne-am pregătit, dar poate și faptul că venim din brațele aceasta a televiziunii. Ne ajută. Amândoi. Ne ajută. Da, categoric, categoric. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes. Sunt convinsă că planul de afaceri este unul stufos și sunt convinsă că vom auzi de multe lucruri noi la Constanța și pentru Constanța prin dumneavoastră și în Dobrogea. Desigur, și aș vrea acum în încheiere să-mi spuneți cu ce v-ar plăcea să vă asocieze pacienții care vă trec pragul. Cu excelență în domeniul medical. De asta vă doresc să aveți parte. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și mult pentru prezență. Nou în Constanța, prețuri promoționale, Clinica Dr. Med. Centrul de imagistică și policlinică medicală vă pune la dispoziție peste 14 specialități, departamente de imagistică medicală, RMN de ultimă generație și o echipă de medici cu o înaltă pregătire profesională. Rezultate de imagistică acordate într-un timp record, între 2 și 3 zile. Clinica Dr. Med, primul centru de planning de protezare din Constanța. Te așteptăm pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2. Programări la telefon 0341 773 135. Rețeta sănătății de astăzi se încheie aici. Ne revedem peste o săptămână. Până atunci însă nu uitați, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pe curând!